Vești bune din partea clubului Astra. Mijlocașul ofensiv de 25 de ani, Secu Olisech, a semnat contractul cu gruparea giurgiuveană și poate debuta chiar în meciul de vineri cu Dinamo. O altă veste bună este că derbiul cu Dinamo se va juca în București, pe Național Arena, de la ora 20:30. Revenind la noua achiziție Astrei, Secu Olisech este un fotbalist cu dublă cetățenie, liberiană și nigeriană, și a marcat golul victoriei în amicalul cu FC Voluntari de săptămâna trecută, după mai bine de o săptămână petrecută la antrenamentele conduse de Marius Mudică. La Astra, Olisech va purta numărul 9 și a semnat un contract până la vară, fotbalistul liberian fiind marele pariu al lui Mudică pentru finalul sezonului în curs. Olisech este un jucător extraordinar, cu nu mi-a fost dat să văd în viața mea. Chiar m-am întrebat ce caut aici, a spus Mudică la Digi Sport Special, tehnicianul giurgiuvean fiind de părere că Olisech va ridica cu mult nivelul fotbalului de la Astra, fiind un jucător care va face parte din planurile echipei și în sezonul viitor. Olisech poate juca aripă stângă, dar și în atac ca al doilea vârf.